cuiele pe care le poate ștrea, scoate noi în față. Bună dimineața, robo-gangstarilor! Bă, roboței, vorbesc așa pentru că astăzi este o zi regească. Astăzi merg la piscină, ceea ce înseamnă că mă respect, ceea ce înseamnă că investesc în mine. Bine, nu-mi distracție mai mult. Ideea e că merg la piscină. Ideea e că astăzi o să fie un vlog cu apă. Așa că stați blană pe acest clip. Bă, poate vreunul vă întrebați de ce n-am nimic în spate. Cu scavii mei în față care încarc eu asta. Ei nu știu că acum spionați. Hai că am ajuns, frățiori. Agua fam, DSZ. Sper că o să fie mișto aici. Nu știu cât e intrarea, pentru că n-am așa mulți bani de intrare. Am mulți bani pentru altceva. Bă, sincer să fiu, asta a sunat ca un delfin. Ziceți voi dacă nu e așa. Bun, gata, am intrat ăștia, se zlungurile. Hai, piscina în partea aia, nenorocire aici. Hai să vedem ce e, hai să ne zbrăcăm. Ok, deci aici în parcarea de lângă este un Bentley. Reacția mea când văd un Bentley. Ok, hai să mă dezbrac să intru în piscină. Bă, gata, e nenorocire, acum m-am schimbat și mă duc blană să mă bag în apă. Fuu, hai să vedem ce iese. Tragem un cadru cinematic? Eu zic că da, hai să-i dăm bătaie. Frate, nici la piscină nu scap de zitul sau. Dragi prieteni, gata cu piscina, acum am mers să mă văd cu Jordi. Să discut cu el pentru că a terminat cu licența și aș vrea să-l văd și pe scândură, sper că mi l-a adus. Bă, faceți abstracție de părul meu pentru că arată ca o oaie nespălată și urâtă. Dar nu știu, frate, deci efectiv n-am ce să-i fac. Mă disperă de fiecare dată când ies din apă. Pot să-l dau cu... Dacă nu-i pun puțin fixativ, n-am nicio treabă. Deci nici o treabă. Îmi stă fix ca naiba. Bă, hai să vă arăt și vouă cum arată străzile astea prin centrul Sibiului. Mie unul, sincer, îmi plac foarte mult și... Nu știu, cred că o să vă placă și vouă. Haideți să vă arăt. Ați văzut și voi cât de mișto e. Acum vă dați seama că dacă petreci mult timp aici, probabil o să te plictisești la un moment dat. În principiu e super mișto și chiar îmi place să mă plimb prin zonele astea. Eu acum trebuie să mă văd cu George. Nu știu, trebuie să fie pe undeva pe aici. Deci, hai să ne vedem cu el. E bine, dragi prieteni, gata, am terminat și cu George, m-am și schimbat un pic. Și dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, să dați un share să vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă nu sunteți în Robo Gang și să deveniți un roboțel. Eu am fost Radu și până data viitoare, aveți grijă de voi. Little brother Jakey try to roast me. What? Little brother standing on his own two feet. Not for long. I'm a dog, you're a puppy, call you Kong. Let's talk about your garbage that you call a song.